Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit pe fabrica de permise. Ce faceți? V-ați băut cafeaua? După cum bine știți, o zi bună, o dimineață bună, se începe cu o cafea bună. Eu încă sunt la capitolul acesta. Bun, dar asta nu este subiectul acestui videoclip. Vom discuta despre alte greșeli pe care le faceți ca și începători. Și aici fac referire la schimbarea incorrectă a treptelor de viteză și cum dozezi corect forța de apăsare a pedalei de accelerație sau de frână. Da? Accelerația și frâna trebuie călcată ușor, dozat, fără să te grăbești, nu brusc. Ok? O să încerc să arăt și în dreapta aici. Da? Calc frâna. Ușor, nu brusc și până la capăt. La fel fac și cu accelerația, da? Ușor și controlat. Fără să mă grăbesc, fără să mă duc brusc. Da? Deci este pentru ambele pedale este valabil această treabă, da? Ușor și controlat, nu brusc. Accelerația la fel, ușor și controlat, progresiv, da? Bun. În primul rând, uitați că sunteți în treapta întâia și o turați foarte, foarte mult, de exemplu 3000 și ceva de rotații, da? Pentru mult timp. Și mergeți așa, cu a întâia. Și o să și vă arăt imediat. Am cuplat-o în treapta întâia. Am semnizat. M-am asigurat. Și am rămas în treapta întâia. Și merg cu a întâia. Și merg. Și accelerez și îmi cresc turațiile motorului și în continuare merg turat, da? Fără să-i o dau pe a doua, da? Am preajat la podea și a doua. Nu mai mergeți turat în a întâia pentru mult timp, ați accelerat, de exemplu la 2200-2300 de rotații, în momentul acela am preajat la podea și treapta a doua. Da, este ok după ce ai accelerat în treapta întâia la 2200-2300 de rotații să cuplezi în treapta a doua și la fel crești în turații 2200-2300 de rotații pe minut în funcție de trafic, ambreiaj la podea și a treia și rămâi cu a treia și mergi constant, dacă îți permite traficul din față, undeva la 40-45 de km la oră. Bun. O altă greșeală comună, de altfel, este că eu sunt în treapta întâia, da? Și vreau să-i dau în treapta a doua. Imediat trec în treapta a doua. Nu mai faceți lucrul ăsta. Încercați să vă purtați mai blând cu cutia de viteză a mașinii. Pentru că o să aveți surprize neplăcute să vi se strice, da? Sunt în treapta întâia, am accelerat și vreau să-i dau pe a doua, am preajat la podea și a doua. Da? Nu din a întâia, în a doua, așa. La fel este valabil și din a doua în a treia. Da? Ok. O altă greșeală comună este că vă grăbiți. Să cuplați direct, de exemplu, din treapta a doua în treapta a treia. Da? Sunt în treapta a doua și eu vreau să o dau pe a treia. Mai toți dintre voi faceți ceva de genul ăsta. Nu mai faceți lucrul ăsta. Riscați să intrați ori în treapta întâia, cum sunt eu acum, ori în treapta a cincea. Și nu este de dorit, da? Sunt în treapta a doua, urmează să o dau pe a treia, calcam preajul, o scop pe liber, ușor în dreapta și am împins-o în față, da? Nu din a doua, direct așa, că mi-a intrat direct în treapta întâia și nu este de dorit. Ok. O altă greșeală comună este că atunci când ai schimbat treapta de viteză, o parte dintre voi uitați ambreiajul puțin călcat. Adică am schimbat treapta de viteză, întâia, am dat-o pe a doua și eu rămân aici cu ambreiajul. Încercați să vă dezobișnuiți de acest obicei. Da? Pentru că atunci când rămâi chiar și pentru puțin timp cu piciorul apăsat pe ambreiaj, se produce o uzură inutilă a rulmentului de presiune implicit a ambreiajului.
Da? Deci m-am folosit de el să schimb treapta de viteză și l-am eliberat complet. Da? Nu mai rămâneți cu el puțin călcat. Ok. Un alt subiect și o să vi-l și arăt acum. Este următorul, învățați să vă folosiți de frâna de motor, da? Sunt în treapta a doua și urmează un stop, urmează să mă opresc. Eu nu mai accelerez acum. Am luat piciorul de pe tot, de pe orice pedală și o las să curgă ușor din frână de motor, da? Până aproape de oprire. În momentul ăsta calc ambreiajul și frâna lină, mă opresc la vizibilitate maximă, da? Și cuplez în treapta întâia. M-am asigurat stânga-dreapta, nu este nimeni. Mergem pe direcția înainte. Tot la fel, am accelerat, sunt în treapta a treia. După cum se vede, am în față un biciclist, da? Și nu am cum să-l depășesc acum pentru că am marcaj pietonal. Am luat piciorul de pe orice pedală, da? O las ușurel să curgă singură din frână de motor. În momentul ăsta, pentru că am redus suficient din frână de motor, am cuplat în treapta a doua, da? Mă asigur, față-spate, și am intrat în depășire. Semnalizez dreapta, mă asigur în oglinda din dreapta și am revenit. Încercați să vă asimilați cât mai repede aceste informații și să vă folosiți de frâna de motor, pentru că este foarte adevărat, chiar vă ajută, da? Am un obstacol în față, nu contează ce, sau urmează să mă opresc. Să presupune tot la fel că avem o mașină care rulează cu viteză mică. Sunt în a doua, pur și simplu am luat piciorul după pedala de accelerație, da? Și o las din frână de motor să-și facă singură treaba. Da? După cum se vede, scade în rotații, scade în viteză, da? După care faceți ceea ce aveți de făcut. Implicit intrați în depășire sau ce vreți voi să faceți. Da? Nu mai călcați ambreiaj la podea și frână fix înainte de a vă opri. Învățați să vă folosiți de frâna de motor. O zi minunată, dragilor!